După negocierile care au început de mai bine de 3 luni, guvernul a aprobat recent prin ordonanța de urgență creșterea salariilor din sistemul sanitar cu 25%. Majorarea va fi aplicată de la începutul lunii octombrie pentru peste 200.000 de cadre medicale la nivel național. Giurgiuvenii au păreri împărțite când vine vorba despre hotărârea guvernului de a majora salariile medicilor. Aceștia spun că măsura trebuie aplicată doar în cazul medicilor aflați la început de drum și că majorarea salariilor nu va elimina obiceiul atenției de la pacienți către medici. Ce părere aveți că se vor mări salariile medicilor? Nu mă deranjează și mi se pare normal. Că poate așa vor fi mai receptivi. Sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu, de exemplu? Nu prea am apelat la serviciile medicale din Giurgiu. Am copii la București și m-am descurcat acolo. Credeți că merită totuși un salariu mai mare? Medicii, mai ales cei de la început, începători, da, merită. Cei care sunt somități se descurcă destul de bine cu salariile actuale. Ați dat vreodată vreo atenție la vreun medic? Da, bineînțeles. Asta e. Merită. Mai ales ăștia mici care pleacă acum, doctorii ăștia care pleacă. Și aia duc greu. Da, ăștia fac munca gărzile, în spital, într-un spital. Ei fac gărzi, ei fac de toate. Și merită. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile medicale? Da, eu sunt mulțumit. Chiar am apelat la ele și de aici, de la Giurgiu, dacă vă referiți. Dar ăștia, da. Sunt chiar mulțumit. Am soția cam bolnavă și... Ați fost nevoit să le dați o atenție totuși? Da, da. Da, ăsta e adevărul. Foarte bine. Merită acest? Merită, da. Dumneavoastră sunteți mulțumită de serviciile medicale din Giurgiu? Da, da. Atât cât am avut nevoie. Atunci când ați avut nevoie, ați fost nevoită să le dați vreo atenție, să vă acorde o... Nu. Păi da, merită, mă, domn. Atâta muncă. Să ne-l faci bine pe bolnav, îl operează. Merită. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu? Da. Sunt foarte... Am fost bolnav, avem de acasă 4 medici am cu salvare, le mulțumesc și lor și lui Dumnezeu că mi-a dat sănătate. Ați fost nevoit să le dați vreo atenție ca să vă acorde o îngrijire? No. Nu. O părere foarte bună, dar chestia cu impozitarea șpăgii nu cred că va reuși. Întotdeauna șpaga va fi ascunsă, nu la vedere, iar sunteți mulțumit de serviciile medicale din Giurgiu? Foarte proaste. Foarte proaste și foarte scumpe. Ați fost nevoit vreodată să le dați șpagă? Am fost nevoit, da. Mi-a condiționat domnul doctor Popescu când a murit taică-mă în 2003 ca să-i dea drumul tatălui meu la București, la spitalul universitar. Mi-a spus că îi dă drumul, m-a pus să plătesc salvarea și dacă nu-l primește acolo, nu-l mai primește înapoi. Și când am ajuns la doctor acolo, ce de ce l-a ținut până acum? Acum l-ați ajuns degeaba. Deci asta este. Ăsta e Giurgiu. Am făcut operație de viație de sept la domnul doctor Sarafoleanu. Cine primea șpagă acolo era zburat de profesorul doctor, deci pe care prindea asistent, inclusiv pe fisul, dacă ar fi fost a doua zi, nu mai venea la spital. Asta este. În Giurgiu, dacă de multe ori îți condiționează actul medical, dă contravaloare. Ce face cel care nu are contravaloarea? E lăsat să moară? Unde este jurământul lui Hipocrat? Peste 200.000 de angajați din sistemul sanitar urmează să beneficieze de aceste creșteri salariale. Acestei majorării vor urma altele tot de câte 25%, care vor fi aplicate în 2016 și 2017 pentru a se ajunge la o dublare a salariilor în sistemul bugetar.